Nu este o fustă mini, este o declarație adusă tinereții și vieții. Despre istoria iconicei fuste mini se poate spune orice, în afară că ar fi scurtă și dulce. Cu un debut timid prin filmele SF din anii 50, cum ar fi zborul către Marte sau planeta interzisă, fusta mini pe care o cunoaștem și o iubim astăzi s-a născut dintr-o mișcare culturală a tinerilor care s-au străduit să se abată de la moda reprimată de după anii 50. Apariția ei în hedonismul anilor 60 a însemnat eliberare, rebeliune și emancipare. În ciuda disputelor cu privire la cine a inventat fusta Mini, un lucru e cert. În anul 1964, Mary Quant a ridicat tiful fustelor la câțiva centimetri deasupra genunchiului. A numit acest articol vestimentar după mașina ei preferată, Mini. Rochile și fustele superscurte făceau parte din semnătura personală, articole cu care sfida valorile conservatoare. Creațiile Quant se vindeau în infamul ei magazin, Bazar, un loc care a devenit o scenă în sine, un hangout hedonist care includea muzică, cocktailuri și o experiență de shopping inedită. Stilul propus de Mary Quant atrăgea femeile din întreaga lume, care căuta o modă tinerească și elegantă. Twiggy, Jean Shrimpton sau Jackie Kennedy sunt câteva dintre figurile iconice care au făcut din vibe acestui articol un must-have. Însă, în anii 70, Tivul fustei mini s-a dus la pământ. Lungimile Maxi au acaparat garderobele tuturor femeilor. Totuși, zbânda a durat puțin, până în 1974. power ul cu fustă mini propus de legendara muzicii rock Debbie Harry din formația Blondie a atras privirile tuturor. Maxi a devenit mini din nou. Istoria fustei mini este departe de a se fi terminat. Povestea ei continuă, cu tine, dacă vrei să-ți ales feminitatea, creează-ți propria din țesături sofisticate, ca o declarație de stil cu adevărat unicată.